Bună, numele meu e Ana Maria și în ultima vreme am senzația că nu eu aleg serialele, ci serialele mă aleg pe mine. Pentru că îmi sar în ochi și parcă îmi vine în întâmpinare în momentele în care am nevoie de confirmări, de răspunsuri sau de bă, mai sunt fraier ca mine în lumea asta, yes! Asta e tot o confirmare, nu? Cele 5 seriale pe care o să ți le recomand sunt în limba engleză, eu le urmăresc cu subtitrări tot în limba engleză și cred că ar fi fain ca să le înțelegi pe deplin farmecul să faci tu la fel. Unbreakable! They're alive, damn it, it's a miracle! Ok, poate că vorbesc mai bine decât cânt. Apocalypse, apocalypse, we caused it with our dumbness. Oh, I'm very normal. I've had everything normal happen to me. Unbreakable Kimmy Schmidt a debutat pe 6 martie 2015 pe Netflix după ce a fost respins de NBC. Oare cum e să nu îți asumi responsabilități, NBC? E un serial creat de Tina Fey și Tina Fey! Și m-a cucerit prin ciudățenie și printr-un optimism din ăsta naiv absolut delicios. De ce să-l vezi? De ce să-l vezi? Am repetat de 4 ori de ce să-l vezi. Deci motive pentru care ar trebui să-l vezi. Dacă îți plac jocurile de cuvinte. I love good puns and I cannot lie. The other brothers can deny. No. Dacă ai nevoie să înțelegi că fiecare zi dată de la Dumnezeu, Buddha, Univers, Allah, e un dar. Mai ales după ce ai stat 15 ani într-un bunker. But females are strong as hell. Pentru densitatea glumelor. Pentru că nu e ca în serialele alea clasice, dai o glumiță și după aia urmează boring, dialog normal. Aici este glumiță după glumiță și unele dintre glumițe se transformă în glumițe secundare care de cele mai multe ori duc la a treia glumiță! Dacă te gâdilă, ca și pe mine, comicul de nume. Spunem că nu te amuză ca un ștupăr. Dacă îți place comicul de situație împins până la absurd. Și poate mai presus de toate o să înțelegi cum e să treci peste fiecare obstacol din viață cu zâmbet pe buze. Pe bune, n-am găsit un clișeu mai bun. Îmi place la nebunie optimismul serialului ăstuia, chiar dacă e absurd și ciudățel și... Și îmi place să mă uit pentru că știu că la finalul zilei Kimi va găsi o soluție pentru orice situație și o va face cu generozitate, cu optimism, cu bunătate specifică unui copil, cu sensibilitate și pentru că e unbreakable! Ăștia alergici la feminism, stați liniștiți, jur că nici unul dintre serialele recomandate nu sunt feministe. Poate Girls un pic. I don't give a shit about anything, yet I simultaneously have opinions about everything. She and Desi are seriously considering trying anal. Girls a fost, gata, a fost pe HBO și s-a dus și nu o să mai revină niciodată. Odată cu serialul Girls am devenit și eu fan Lena Dunham, adică prin 2012. Vă recomand și cartea ei, Not That Kind of a Girl, dar despre cărți mișto o să vorbim într-un vlog separat. Sezonul 5 din Girls mi s-a părut cel mai bine interpretat și cel mai bine scris. Tot serialul m-a ajutat să-mi dau seama sau să mă mai gândesc la una alta legată de propria mea viață. Pentru că, la fel ca și în celelalte 4 seriale recomandate, în Girls veți găsi personaje cu care puteți vă identificați. Totul e relatable! Și asta ne ajută pe toți, în special pe mine, care nu am modele, nu am niciun model în viață, ci iau de la oameni diferiți lucruri pozitive care mă ajută pe mine să evoluez. Și asta e foarte mișto pentru că la serialele astea noi te uiți și înveți. În Girls, probabil că înveți în primul rând despre prietenie. Apoi mai înveți câte ceva despre nuditate și sex. În ultima vreme tot am zâmbetul pe buze când pronunț cuvântul sex. O fi din cauza clipului ăstuia? Mie personal, Girls mi s-a părut de un realism și de o franchețe uneori covârșitoare. Dar cel mai mult mi-a plăcut că e incorrect politic. Pentru că am obosit de atâta political correctness. Corectitudine politică. Fuck that! Eu nu mai vreau să fiu politically correct. Ideea cu care vă las este că în Girls veți vedea că toți suntem incompetenți în diverse aspecte ale vieții personale și, apropo de incompetență, trecem la Master of None. Fuck, fuck! What happened? The condom broke. Black lady! Chinese man! Hey, don't yell at people's ethnicities. Ca și despre Girls, aș vorbi despre Master of None, două vloguri întregi, pentru că sezonul 2 a fost impecabil, mă bucur din suflet că Netflix i-a dat șansa lui Aziz Ansari să-și facă treaba și să fie liber și creativ și a ieșit o chestie gigia, Master of None. Oamenii, e un show greu de prezis, e un show care mi-a plăcut foarte mult. Ăsta pe lângă că te face să gândești, te face să râzi de tine foarte mult și de problemuțele închipuite pe care le ai de first world problems. Alora, hashtag recomand. You son!
You messing up my video light! Ce facem? Ok, te las să faci figuri acum, dar cam pe vineri, duminică, să ieși, da? Că mă duc la mare. N-am fost la mare foarte mult timp, deci... Big Little Lies de pe HBO e despre viețile perfecte pe care le afișăm cu toții pe Facebook și căcatul care se ascunde în spate. E un serial matur, un serial pentru femei mature. A, deci de ce m-am uitat eu, mă întrebați? E un serial care vorbește despre niște răni adânci și o nefericire tipic feminină și în serialul ăsta joacă un copil atât de mișto încât aproape că mă face să-mi doresc și eu unul. E și despre prietenie, dar și despre un gol lăsat de dramele personale, are foarte multă substanță, e impecabil cinematografic, este Gigi pe coloana sonoră, cred că am ascultat o săptămână non-stop și îl hashtag recomand, Big Little Lies. Ca să introduc serialul Love de pe Netflix, vreau să-ți pun o întrebare. Te-ai simțit vreodată atras de o tipă pe care o considerai mult mai mișto decât tine, tu fiind așa cam ciudățel și nu tare atrăgător și tocilar și destul de tensionat și credeai că chiar nu ai cum să te combini cu tipa aia care e și badass și mișto și fumează și iarbă? You're like a 40-year-old, 12-year-old. I am the one that called you a whore. Well, tell your mom to go fuck herself. Prietene, vreau să te liniștești, uită-te la serialul ăsta. E o comedie romantică ce devine foarte cringe foarte repede. Și foarte des. O să-ți placă. Și dacă nu o să-ți placă, lasă-l câteva episoade, o să vezi că și tipele mișto au probleme. Ia ziceți cu care dintre cele 5 seriale v-am pescuit, ce o să urmăriți vara asta și mai ales ce să urmăresc eu vara asta. Comments! Nu închide și lasă-mă să zic că dacă ți-a plăcut clipul ăsta, poți să dai un thumbs up. Astea sunt clipurile mele anterioare, iar aici, sper că aici sau aici, poți să te abonezi. Eu am fost Anne Marie, noi ne vedem marți viitoare. Ciao!